Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am găsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Din păcate, o veste tristă, o parte dintre dumneavoastră cunoaște cu siguranță ce s-a întâmplat. Una dintre colegele mele de la Cotidianul Gorj, domnul Alina Mohor, a încetat din viață azi noapte. Un moment trist, un moment total lipsit de logică, să închizi ochii la 27 de ani, în floarea vârstei, când ai în față întreaga viață, este tardiv. Acum să ne exprimăm regretul, concluzionăm prin a spune că îi urăm, dacă putem spune așa, drum lin către înger, îi dorim drum bun spre lumea cealaltă. Suntem alături de familia îndurerată, de colegi, de toți cei care au cunoscut-o și oricum cuvintele sunt de prisos, cum spuneam. Invitatul zilei, doamnelor și domnilor, este doamna Anca Bordușanu, purtător de cuvânt al PSD Gorj. Stimată doamnă, bine ați revenit! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută. Ascultam cuvintele dumneavoastră acum la început de emisiune și vreau să vă spun că sunt de-a dreptul răvășită. Vestea a fost dată în această dimineață tot de către un coleg de-al dumneavoastră de presă care a venit la mine în sediul partidului pentru a-i da un punct de vedere și atunci a spus că Alina nu mai este. Și am spus, nu cred, pentru că am avut o discuție chiar la sfârșitul săptămânii, joi sau vineri cu ea, și îmi spunea că e foarte bine. E foarte bine. De fapt, am și văzut-o veselă, încrezătoare în ea, zâmbitoare, așa cum o știam cu toții. Pentru că înainte de a veni la Partidul Social Democrat, am fost colege de presă ani de zile. Ne întâlneam pe teren, căutam împreună știri, râdeam împreună, glumeam împreună, iar apoi când am intrat în Partidul Social Democrat ca purtător de cuvânt, era nelipsită de la conferințele de presă și chiar vorbeam despre modul în care se schimbă viața, se întoarce roata și te poziționezi într-un fel sau altul în afara presei, în afara sau de partea cealaltă a baricadei, așa cum îi plăcea ei să spună. N-am putut să cred că Alina nu mai este, nici acum nu pot să cred și vă văd și pe dumneavoastră cu lacrimi în ochi, sunteți marcat de ceea ce s-a întâmplat. Eu doresc foarte mult familiei multă putere să treacă peste această grea încercare. E cumplit să-ți pierzi copilul la 27 de ani, așa cum spunea și dumneavoastră, în floarea vârstei. Avea toată viața înainte și mai mult decât atât, spunea foarte, foarte, foarte încrezătoare că, deși are o problemă de sănătate, problema ei nu mai este atât de gravă pe cât se părea a fi în toamna anului trecut. Și că se rezolvă și e în regulă. Și chiar am văzut sclipirea din ochii ei, am văzut încrederea de care dădea dovadă. Sincer, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat și încă o dată transmit familiei multă putere să treacă peste această perioadă. De asemenea, și întreaga organizație a Partidului Social Democrat Gorj transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat. O jurnalistă tânără, o jurnalistă obiectivă, un suflet frumos. Din păcate, timpul este irreversibil și necruțător. Cu noi toți. Astăzi vezi un om și mâine auzi că nu mai există. Asta este. Concluziile sunt deprisos. Probabil, cu siguranță, fiecare dintre noi a trecut prin momente în care și-a pierdut apropiați, parcă atunci când auzi de un om oarecare pe care nu-l cunoști, că nu mai există, e așa, o chestie relativă, o treci la și altele.
dar când auzi că persoane cu care ai interacționat, pe care le cunoști, mai mult sau mai puțin, persoane cu care ai lucrat, auzi că nu mai există, cred că durerea este amplificată foarte, foarte mult. Pentru noi, să știți că este, dacă îmi permiteți, a doua lovitură. Prima a fost la aflarea veștii că Alecu Drăgoi, vicepreședintele PSD Gorj, colegul meu, colegul nostru, nu mai este printre noi. Vreau să vă spun că nu aveam cunoștință că avea o problemă de sănătate. Acum vine această veste tristă. Știam, în cazul Alinei, că are într-adevăr o problemă, dar, repet, în urma discuțiilor amicale pe care le-am avut cu ea, îmi spunea că e totul în regulă, e totul ok, cum spunea chiar ea. E o zi tristă pentru noi toți, este o zi tristă pentru presa gorjană și pentru fiecare dintre noi care am cunoscut-o pe Alina. Așa este, încercăm să depășim acest moment. În altă ordine de idei, trecem pe domeniul sau la domeniul politic. Ați avut, să spunem, de la nivelul central către teritoriu o serie de frământări de natură internă ce au culminat cu căderea guvernului Grindeanu și cu instaurarea unui nou guvern. Toată lumea la momentul acesta își dorește cu siguranță stabilitate din punctul de vedere al actului guvernamental, pentru că deja și sunt multe voci avizate în plan public, planul de guvernare, proiectul de guvernare este în, să spunem, întârziere și are mici sincope cauzate poate de episodul guvernului Grindeanu. Cum se văd lucrurile la momentul acesta în PSD? În acest moment, cred că lucrurile în partidul din care și eu fac parte se așează, intră pe un făgaș normal și, într-adevăr, faptul că a existat o întârziere în implementarea programului de guvernare a dus la căderea guvernului Grindeanu. Avem încrederea și garanția colegilor de la centru că acest program de guvernare cu care noi am câștigat alegerile în decembrie 2016 va fi dus la îndeplinire în așa fel încât să ne păstrăm respectul pe care îl avem și pe care ni-l oferă electoratul. Ca să poți să mergi în fața cetățeanului și să îi ceri votul de încredere, trebuie să și pui în aplicare ceea ce i-ai promis atunci când ai bătut la el la poartă și l-ai rugat să te voteze, pentru că tu, ca partid, vii cu programe bune pentru societate, pentru fiecare cetățean în parte. Am convingerea și garanția că acest program de guvernare va fi dus la îndeplinire. Aia a fost într-adevăr o perioadă agitată, o perioadă în care poate nimeni nu mai credea că se ține cont de programul de guvernare. Vreau să vă spun că se ține cont de programul de guvernare și fiecare punct în parte care a fost promis cetățenilor este urmărit și urmărit în sensul că se încearcă și se dorește a se implementa în așa fel încât cetățeanul, repet, să cunoască faptul că noi am spus acest lucru în decembrie, iar acum l-am pus în aplicare. Asta își dorește Partidul Social Democrat, asta își dorește noul guvern și asta își dorește inclusiv Liviu Dragnea, cel care a creionat împreună cu specialiștii acest program de guvernare al Partidului Social Democrat, cu care în decembrie am câștigat foarte mare încredere, am câștigat încrederea românilor. În ziua susținerii sau nesustinerii moțiunii de cenzură, în fine, în ziua votului în Parlament, a existat o serie de parlamentari din partea alianței PSD-ALDE care au votat împotriva, să spunem,
direcției partidelor din care fac parte, mă refer la PSD și ALDE. Poate cele mai cunoscute nume au fost ale fostului administrator judiciar de la Hidroelectrica, domnul Borza, actual sau fine fost membru ALDE, că am înțeles că a fost exclus, Victor Ponta, fostul premier al României, pe linia social-democraților, pentru că la ALDE se pare că acele persoane au fost deja excluse din partid. Pe linia social-democraților s-a transmis un mesaj de la centru că toți cei care nu vor urma direcția partidului sunt excluși din partid. Am văzut în media locală, pe canalele media locală, faptul că cei doi parlamentari de Gorj, cei doi deputați de Gorj, au spus că n-au primit o înștiințare oficială, cum că nu mai fac parte din rândul social-democraților, afirmând că sunt în continuare membri ai PSD. Există vreo hârtie venită de la București în care s-a spus ce sancțiuni, sau un document oficial în care se spună ce sancțiuni riscă cei care au votat atunci împotriva moțiunii de cenzură? Este foarte adevărat că pe 15 iunie s-a ținut la București un comitet executiv național, în cadrul căruia s-a stabilit cu unanimitate de voturi ca cei care se poziționează cumva în afara deciziilor partidului să fie considerați excluși de drept. Deci vorbim despre o autoexcludere. Repet, a fost un vot unanim în cadrul acelui for superior, iar cei care s-au poziționat într-un fel sau un altul în afara acestor decizii, din punctul meu de vedere, au fost conștienți de ceea ce fac. Este foarte adevărat că după ziua votului în plen a moțiunii de cenzură, s-a văzut cine a respectat linia partidului și cine nu. Ca o situație, ca un bilanț a colegilor care nu au votat moțiunea de cenzură, situația se prezintă în felul următor. Vorbim de, sper să nu greșesc cifrele, de 5 parlamentari de la Timiș, 3 de la Caraș și 2 de la Gorj. Prin prisma evenimentelor care s-au derulat destul de repede, și anume numirea primului ministru, investirea miniștrilor, formarea noii echipe, un comitet executiv național de analiză a ceea ce s-a întâmplat în ziua votului nu s-a mai ținut. Am văzut și declarațiile și am ascultat declarațiile domnului președinte Liviu Dragnea și spunea că după ce lucrurile se așează, se liniștesc și începe din nou guvernul să lucreze, se va organiza un comitet executiv în care să se analizeze fiecare județ în parte și mai mult decât atât, să se facă analiza per persoană. Deci, o analiză individuală a celor care nu au votat moțiunea de cenzură. În acel comitet executiv care va urma, probabil într-o săptămână, două, se va decide cât de gravă este sau cât de care cât de grav dacă îmi permiteți, este această situație, această poziție pe care fiecare a adoptat-o în urma deciziilor comitetului executiv. Abia atunci, repet, putem spune dacă Victor Ponta sau colegul meu Alin Văcaru mai este membru PSD sau nu, cu toate că există o decizie a Comitetului Executiv Național. Deciziile luate în cadrul Comitetului Executiv, conform statutului, își produc efectele. Dacă este să mă întrebați pe mine pe statut, eu înțeleg, cred că ca oricare membru PSD, că toți colegii, toți cei 10 colegi, nu mai sunt membri de partid.
E foarte adevărat că se poate reveni în cadrul Comitetului Executiv asupra deciziei. Dar până atunci, deciziile din Comitetul Executiv își produc efectele. PSD Gorj nu va merge la București cu o hotărâre de excludere a unui coleg sau a altui coleg. Decizia va aparține în exclusivitate conducerii centrale și Comitetului Executiv Național. Ca să fiu foarte înțeleasă, din acest Comitet Executiv Național fac parte, pe lângă întreaga conducere centrală a partidului, și toți președinții organizațiilor județene. Doar președinții organizațiilor județene și președinții executivi, nimeni altcineva. Nu președinții executivi și nu vicepreședinții și niciun alt membru al biroului permanent județean al vreunei organizații din țară. Doar președinții. Da, în felul ăsta s-a mai lămurit din chestiune. La momentul ăsta, cum vedem noi, și când spun noi, nu mă refer doar la mine, ci toți cei care, într-un fel sau altul, urmăresc evoluția scenei politice. Sunt două variante pentru conducerea social-democraților la nivel național. Prima variantă, să aibă o atitudine tranșantă și să meargă mai departe pe linia aceasta a excluderilor pentru nesupunere sau, în fine, orice alt termen, o variantă drastică, în ideea în care se știe foarte bine că principalul pilon al susținerii guvernului Grindeanu, în altă ordine de idei, a fost și este premierul, fostul premier Victor Ponta, un domn încă foarte bine văzut în PSD, cu mulți nostalgici, aici mă refer în special în rândul populației, foarte mulți oameni încă suspină, dacă putem spune așa, după guvernarea Ponta, sau există cealaltă variantă, pe care cu siguranță conducerea partidului la nivel central a luat-o în calcul, dar care este destul de riscantă și ea, anume de a închide ochii la acest derapaj, să-i spunem, de imagine al celor 10, spuneați, nu? Parlamentari care au votat împotriva moțiunii, lăsând cumva să se... Parlamentari PSD. Lăsând cumva să se întrevadă o slăbiciune la ceea ce s-a întâmplat. Indiferent ce decizie se va lua, cineva va ieși cumva șifonat chiar la nivel de imagine sau doar la nivel de imagine. Cât de mult va conta pe termen mediu refacerea armoniei interne, pentru că de bine de rău se știe că Partidul Social Democrat de-a lungul și a dovedit-o de-a lungul anilor a fost o formațiune și este o formațiune politică în care aproape că n-ai auzit de conflicte care să erupă. Au fost alte formațiuni politice unde, din chestiuni interne, s-a ajuns la scandaluri media și așa mai departe. La PSD este primul, dacă nu mă înșel, de o asemenea amploare. A mai fost episodul Chirica de la Iași, dar s-a tranșat destul de rapid. În două săptămâni se lămurise problema. Iată acum, unul dintre foștii președinți ai partidului a avut o atitudine, să spunem, anti mersul lucrurilor în coaliția de guvernare. El a fost de altfel taxat și de către Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE, partenerul dumneavoastră la guvernare. Repet, cât va dura până să se refacă armonia internă a partidului? Haideți să vă spun un lucru pe care nu foarte mulți îl cunoașteți, pentru că ține de, într-un fel, de bucătăria internă a partidului. Eu vă spun că nu numai la Gorj se întâmplă acest lucru și cred că se întâmplă în fiecare organizație din țară. Dar haideți să ne referim la Gorj. Este foarte adevărat că au fost colegi care nu au fost de acord cu poziția pe care președintele Liviu Dragnea a avut-o. Au fost colegi care au agreat această decizie care a fost luată de Liviu Dragnea împreună cu întreg Comitetul Executiv Național. Nu e un lucru grav, absolut deloc, este o normalitate, e normal ca într-un partid să existe păreri pro și contra. Se întâmplă într-o familie ca cei doi soți să nu aibă aceeași viziune. De-abia într-un partid foarte mare, cum este Partidul Social Democrat. Însă fiecare dintre noi, fiecare coleg în parte știe că până la urmă trebuie, îți
îți spui punctul de vedere, ești vocal prin ceea ce susții, dar până la urmă unitatea este foarte importantă. Tocmai de aceea dumneavoastră nu ați auzit scandaluri, pentru că noi știm să fim uniți în momentele critice prin care partidul a trecut sau poate va mai trece. Pentru că și aceste momente țin de activitatea unui partid. Știm să fim uniți. Știm până la capăt și până la urmă că trebuie să respectăm deciziile pe care le ia conducerea centrală. De foarte multe ori, sau de cele mai multe ori, ora exactă se dă de la centru. Fie că ne convine sau nu ne convine o alianță, fie că ne convine sau nu ne convine o decizie, trebuie respectată linia dată de către, de către București. Să știți că comunicarea în interiorul partidului nu cred că a născut vreodată, sau cel puțin în ultima perioadă, probleme. Fiecare a avut posibilitatea să vină și să-și expună punctul de vedere. S-au organizat ședințe, întâlniri în care fiecare a avut posibilitatea să facă acest lucru, să-și spună punctul de vedere, să-și spună nemulțumirea, dar până la urmă toată lumea, dacă îmi permiteți termenul care o să spun, a tras la aceeași căruță. Ăsta este, dacă îmi permiteți, secretul pe care Partidul Social Democrat îl are. Toți trebuie să tragem pentru partid și toți tragem pentru partid. Nimeni nu a fost vreodată sancționat în istoria Partidului Social Democrat Gorj pentru o opinie pe care a avut-o în spațiul public. Că au fost purtate discuții cu acea persoană, e normal și este firesc să-l chem la discuții. Să-i spui, să-l chemi și să se poarte un dialog și a se găsi totodată și o soluție, o rezolvare a nemulțumirilor pe care un coleg sau un alt coleg le are. Ați văzut foarte clar că de fiecare dată când apar tensiuni din partea unor colegi, într-o perioadă relativ scurtă de timp, acele tensiuni dispar, pentru că de fiecare dată, repet, de fiecare dată, colegii sunt chemați la discuții pentru a se aplana eventuale tensiuni mai mari care s-ar putea isca în interiorul partidului. Discuțiile sunt purtate evident de către conducerea centrală cu acei colegi ai noștri. La fel se întâmplă și la centru. Că sunt păreri pro și contra, e normal. Este un partid mare, sunt colegi care au un cuvânt de spus în partid și care, evident, își pot susține o opinie atunci când ies în spațiul public sau chiar atunci când poartă discuții în interiorul partidului. Însă, prin comunicare, aceste probleme se pot rezolva. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nu este deloc confortabil, dar absolut deloc confortabil, să excluzi un coleg, indiferent din ce organizație locală face parte, fie ea cât de mică, da? Dintr-o comună cu foarte mulți cetățeni. Deci, indiferent de organizația din care face parte, nu este deloc confortabil să excluzi un coleg, numai dacă, într-adevăr, acea persoană consideră că nu se mai regăsește în partid și nu mai vrea sub nicio formă să respecte deciziile luate în cadrul organizației. Abia atunci poți trece la măsuri extreme, pentru că excluderea este într-adevăr o măsură extremă pe care conducerea unui partid o poate lua asupra unui membru. De asta spun că și Liviu Dragnea, președintele partidului nostru, va organiza un comitet executiv național în care să se analizeze individual ceea ce s-a întâmplat, da, în acea zi a votului. Repet, statutar, deciziile din comitetul executiv își pot produce
efecte. Imediat după ce au fost și pot produce efecte, dar se poate reveni tot prin cadrul unui comitet executiv la decizia respectivă. Mi-e foarte greu, mi-este extraordinar de greu să vă spun acum ce decizii se vor lua, pentru că acolo vorbim de 40 de președinți, vorbim de întreaga echipă de conducere la nivel central a partidului nostru. Mi-e foarte greu să vă spun eu de la Gorj, purtător de cuvânt, ce decizie se va lua în comitet și cum vor fi tranșate lucrurile. Evident, nici nu ați avea cum să știți ce decizie s-ar lua la momentul vorbirii. În altă ordine de idei, în ultimele luni a fost vizibil că fostul premier Victor Ponta a mai șicanat pici-picolo o parte a conducerii centrale. De partea cealaltă a alianței, fostul copreședinte Daniel Constantin a părăsit, apropo de excludere, prin excludere, tabăra respectivă. Există vreo șansă sau se întrevede vreo ocazie să se creeze, cum s-a vehiculat pe surse de la București, o nouă formațiune politică, dar care să aibă ca lideri, cel puțin în momentul formării, pe Victor Ponta, pe Daniel Constantin și mai nou pe Sorin Grindeanu? Mi-e foarte greu să vă spun, pentru că dacă este să cred în declarațiile pe care domnul Victor Ponta le-a făcut în ultima perioadă, în ultimele zile, și analizând ceea ce a spus, aș crede că nu va merge într-o altă formațiune politică și că va rămâne parlamentar independent. Evident că tot domnia sa spunea că va vota proiectele Partidului Social Democrat, însă acele proiecte pe care le crede benefice și care sunt sănătoase pentru societatea românească. Deci dacă este să analizăm aceste cuvinte, putem foarte ușor să ne dăm seama că nu va adera către un alt partid. În ceea ce îl privește pe domnul Sorin Grindeanu, spunea tot dumnealui că se poate înscrie oricând în partid și că poate reveni oricând în această formațiune politică. De ce spunea acest lucru? Vă explic acum. Tot pe statut, domnul Sorin Grindeanu este sau a fost președintele organizației PSD Timiș. Eu oricând pot să vin și să mă înscriu în partid, însă dacă se va modifica statutul, din cunoștințele pe care le am eu acum, un membru de partid cu funcție de conducere poate să revină membru de partid prin adeziune. Nu știu dacă Comitetul Executiv Național va adopta o decizie, o rezoluție prin care să vină cu decizii suplimentare și să interzică o perioadă ca un membru PSD cu funcție de conducere să aibă totuși o perioadă de un an, doi, trei, până când poate să revină în partid. Un fel de perioadă de reabilitare. Dacă se va întâmpla acest lucru, e clar că Sorin Grindeanu nu poate să revină în PSD. Dacă nu se va adopta această decizie, Sorin Grindeanu se poate înscrie în PSD oricând. Se înscrie în organizația de unde își are domiciliu. Dacă organizația va fi de acord cu înscrierea domnului Sorin Grindeanu în partid. Pentru că fiecare adeziune care vine la sediul partidului, conform statutului, trebuie să fie supusă votului biroului politic local din cadrul organizației în care persoana respectivă își are domiciliul. Ca atare, decizia o va lua organizația PSD Timișoara în cazul domnului Grindeanu. Repet, dacă în perioada următoare Comitetul Executiv Național nu va veni cu alte decizii suplimentare. Dacă va veni, vom vedea. De altfel, denumele lui Victor Ponta au tot fost agățate în ultima jumătate de an, vreo două, trei proiecte, să le spunem, politice. La un dat, mi-aduc aminte, o intervenție de ale dumnealui la o emisiune, la un post național, spunea
că, și râdea. Sunt cel puțin 4 proiecte politice noi pe care presa l-a vehiculat. La momentul respectiv părea chiar o glumă să plece din PSD sau să nu se mai regăsească în PSD. Și mi-aduc aminte acum vorbind de un moment în care Liviu Dragnea, întrebat la o conferință de presă de către colegi din presa centrală dacă va fi de acord cu înlăturarea lui Victor Ponta din PSD, și e vorba de acum câteva luni, a spus că personal nu va marșa către această decizie niciodată, spunând că nu poate să fie de acord cu îndepărtarea unui coleg, unui partener de drum. E posibil, în România s-a mai văzut cazuri, e posibil să asistăm la o reconciliere la momentul ăsta puțin așteptată, adică se poate întâmpla, să zic, nu știu, peste săptămână, să-i vedem pe cei doi ieșind, Victor Ponta să spună că a greșit și de partea cealaltă să nu existe resentimente? Este posibil orice. Și o familie ajunsă în fața instanței se poate împăca. Și au fost cazuri. Și au fost cazuri, da? Pot renunța la acțiunea de divorț pe care au intentat-o. Deci este posibil și în politică orice, ca și în viața de familie. Trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și trebuie și nimeni, vreau să vă spun că nimeni, repet, nimeni, nu contestă capacitatea pe care o are Victor Ponta și nu contestă realizările pe care Victor Ponta le-a avut în perioada în care a condus un guvern. Nici măcar Liviu Dragnea, pentru că nu l-ați auzit niciodată pe domnul președinte Liviu Dragnea ieșind în spațiul public și blamându-l pe Victor Ponta prin ceea ce a făcut când domnia sa era în fruntea guvernului. Corect. Niciodată nu a făcut acest lucru și personal vă spun că nici nu cred că o va face în perioada următoare, pentru că încă o dată spun, Victor Ponta este un nume. Victor Ponta a avut niște realizări, da? A condus România pe un trend ascendent în ceea ce privește economia românească. Nu ai ce să-i reproșezi. Însă, atunci când vezi că un coleg, indiferent de realizările pe care le-a avut, se îndepărtează oarecum de deciziile pe care Partidul Social Democrat le are sau le adoptă, și această poziție este și una publică, ca președinte de partid, n-ai cum să rămâi indiferent. Aici sunt două situații care se ia în calcul. Situația de prietenie și pe cea a oficială, da, a colegilor de partid, a partidului. E foarte greu să, ca președinte, mă gândesc, nu sunt președinte, dar vă spun că e foarte greu, nu este confortabil în interiorul partidului când un coleg, indiferent de cine este vorba, mai ales de Victor Ponta, când un coleg este în spațiul public și se poziționează cumva împotriva partidului din care face parte. Da, e o situație deloc confortabilă. Nu este confortabil, vă spun. Fără și te afli și tu, ca membru de partid, într-o situație ingrată, pentru că e foarte greu să ieși și să vorbești de rău, vă spun cinstit, un membru de partid. Chiar dacă acel membru de partid a greșit. Da? Lucrurile se discută și se tranșează în interiorul partidului. În spațiul public e foarte complicat. E foarte, foarte complicat. Și cu atât mai mult, și nu trebuie să-mi răspundeți la această chestiune, cu atât mai mult a fost ingrată poziția PSD Gorj, Victor Ponta având un număr de mandate și încă unul în derulare din partea organizației județene. Să spunem că se poate înțelege postura destul de ciudată în care s-au aflat de la cei de simpli membri până la cei cu funcții de conducere în cadrul organizației județene, pentru că spuneați dumneavoastră și așa este, Victor Ponta, și spuneam și eu în debutul emisiunii, Victor Ponta a rămas în inimile multora și în gândurile multor persoane, membre de partid sau nu. Iar la momentul acesta, când a avut atitudinea pe care a avut-o, cu siguranță nu toată lumea a înțeles ce se întâmplă. Și mă uit, discut cu, și cu membrii de partid PSD și cu cetățeni, încă sunt oameni
și aici mă refer preponderent la cetățenii municipiului și ai județului, care nu realizează, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu adevărat în toată această tevatură. Pentru că acum, dacă dăm înapoi timpul, acum 3 luni, de exemplu, nu se putea bănui că lucrurile vor lua o așa turnură. Aveați un program de guvernare pe care începuseră să-l puneți în aplicare. Haideți să explicăm, pentru că încă o dată spun, știți cum e? Poți să faci o analiză la rece după ce tornada trece. Pentru că s-a ajuns la concluzia că s-a întârziat destul de multicel cu implementarea programului de guvernare. S-a mers pe o variantă, e adevărat, din punctul meu de vedere, riscantă, aceea de a rupe pisica în două, dacă îmi permiteți acest termen, acum, când poți să revii și să îndrepți lucrurile, decât să te trezești la sfârșitul celor 4 ani de guvernare, că din ceea ce ai promis tu în urmă cu 4 ani s-a realizat 30% sau 40%. Pierzi credibilitatea oamenilor și pierzi ca partid, evident. Mai bine acum să fie îndreptate lucrurile. Evident că orice decizie a creat tensiune, dar această tensiune, așa cum ea a fost creată, așa poate să și dispară și dispare într-un singur fel. Dacă într-adevăr promisiunile făcute sunt puse în aplicare. Noi asta ne dorim, că la sfârșitul celor 4 ani de guvernare să putem face un bilanț și să le spunem cetățenilor, să le spunem gorjenilor, să le spunem tuturor românilor că noi, Partidul Social Democrat, ne-am ținut de cuvânt. Decât să stai pasiv și să vezi că nu s-a realizat și nu se realizează acele termene și nu au fost puse în aplicare acele termene care au fost stabilite trimestrial sau semestrial, mai bine e o decizie acum. Și acest lucru s-a și întâmplat. S-a luat o decizie radicală acum, dar situația se poate îndrepta și s-a îndreptat prin numirea unui nou guvern și se va îndrepta prin realizarea acelor obiective pe care noi ni le-am propus în decembrie. Stimată doamnă, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Este o zi, o parte este o zi tristă, spuneam și în debutul ei, am pierdut o colegă, lumea presei din Gorj a pierdut un coleg. Asta este, mergem mai departe. Vă mulțumim pentru prezența astăzi alături de noi. Atunci când timpul vă permite, vă așteptăm cu mult drag și pe viitor. Mulțumesc și eu pentru invitație. Îmi pare încă o dată sincer rău pentru ce s-a întâmplat. Și încă o dată, atât eu cât și întreaga organizație a Partidului Social Democrat Gorj transmite condoleanțe familiei și putere, multă putere de a trece peste această grea încercare. Condoleanțe. Doamnelor și domnilor, să aveți o zi, în principiu, plăcută. La revedere!